Bună seara! Să discutăm despre ceva de genul cum ar fi, în fine, să facem ceva de genul în felul următor. Cum ar fi ca o persoană să vrea să iasă afară, dar nu poate. Păi de ce ne poate? Păi uite așa, frate. Când și când e un drac împiedicat pe pământ. Și când vrea să iasă afară, iese afară și toată lumea îl înjură ca dracu pe pământ. Sau, cum ar fi dacă ar fi o persoană care merge pe stradă și dintr-o dată toată lumea ar începe să-l jignească, să țipe, să urle, să-l acroșeze, să-l împungă, să-l înțepe. Cum ar fi? Ca dracu pe pământ. Sau cealaltă variantă. Cum ar fi ca cineva să afle într-un final, la sfârșitul vieții lui, că e pe dos? Și îi place să o primească în mesedos. Cum ar fi? Ar fi ceva de genul așa. Dar ce fun mare ai, parcă e mare cât un closet. Așa de mult intră în al tău popăreț. Iată, cum ar fi? Sau ceva de genul, cum ar fi să-i spună cineva, ieși afară, cum era în vorba lui, în povestea lui Creangă, e un Creangă. Nică ieși afară să iasă soarele. Acum ar fi ceva de genul, nu știu care, ieși afară. Nu pot, că mă înjură ca dracu pe pământ. Nu pot, că îi adu pe pământ. Pentru mine. Cum ar fi să fii zgâriat la fund, înțepat și toate cele? Să zică toată lumea, dar nu e un sfânt, e dracu pe pământ. Cum ar fi? Sau, ceva de genul, cum ar fi la servici să fii un sfânt și acasă când ajungi să auzi un vecin țipând care a venit de la muncă și urlând pe balcon. Cum ar fi? Cum toată lumea știe că la servici este un om sfânt, tace și nu știu ce. După care, când vrea să iasă pe stradă, cum ar fi că nu poate? Pentru că i-a făcut unui directoraș sau unui director sau cuiva o problemă care se rezolvă un audit ușurel. Și a terminat totul binișor pentru el, pentru celălalt director. Mai va mărire dacă rămâne în a ta împărățime. Cum ar fi? Cum ar fi să ieși în stradă și să spună, ăștia mă jură ca dracu pe pământ? Sau cum ar fi să fii la servici liniștit și să ieși pe balcon și să urli ca un tâmpit. Sau ceva de genul. Tembelule! Interesant, nu? Cum ar fi?